Salutare tuturor și bine v-am găsit la un episod puțin diferit. În sensul că e prima oară când vă voi arăta niște produse legate de fotbal pe care le-am primit în ultima perioadă. Prima oară vă voi arăta noile ghete de fotbal ale mele și vreau să vă zic că vor veni și foarte multe accesorii legate de fotbal. Va veni un zid, deci voi avea zid în videoclipuri. Va veni o plasă în care dai mingea și după primești un volet. O să vă arăt despre ce e vorba în curând. Oricum, hai să vă arăt ghetele și după o să vă arăt două tricouri primite de pe un site super, se numește Google Shop. De fapt, site-ul se numește Elmont Youth Soccer, dar Google Shop este un alt site al lor, dar voi trebuie să intrați pe Elmont Youth Soccer dacă vreți să vă cumpărați. Folosiți codul REGENT pentru 10% reducere. Un link în descriere către acel site să vă cumpărați tricouri. Ok, o să vedeți mai multe într-o secundă. Bun, deci aici am eu ghetele. Tantarantaran. Ce credeți că sunt? Da, Magista. Sunt luate de pe un site foarte, foarte șmecher, o să vi las în descriere. Le-am luat cu o reducere foarte mare pentru că îi cunosc pe cei care au site-ul și da, mi-au dat o reducere. Uitați. Deci ghetele astea sunt pur și simplu incredibile. Ia, uitați-vă. Da, sunt ghete de fotbalist profesionist, nu în cazul meu, dar da, mi-am dorit de mult să-mi iau așa ceva. Am avut parte de un preț chiar foarte bun. Și le-am luat. Ele vin în acest sac. Deci pur și simplu sunt demențiale. Nu am apucat să mă joc foarte mult cu ele. Pentru că da, oricum, acestea vor fi ghetele mele din următoarele videoclipuri cu fotbal. Super, super tari. Astea sunt celelalte, alea vechi. Da, și astea sunt super bune și au făcut treaba. Dar vine rândul acestora. Bun, acum să vă arăt tricourile pe care le-am primit de la site-ul Google Shop. Recomand acest site dacă vreți să iei tricouri de fotbal, pentru că m-ați întrebat super des de unde mi-au eu tricourile cu fotbal. E bine, acesta este site-ul. Este un site din China, din păcate o să-ți vină lucrurile într-o lună, dar merită pentru că prețul e chiar foarte bun. Și da, uitați. Unul dintre tricouri este acesta cu Juventus. Uitați. Tricou cu Barça. Lucru care îmi place foarte mult la tricoul acesta este că a venit cu chestiile astea. Cu The UEFA Champions League și mi se par bestiale. Pe spate avem așa ceva, numărul 7 pentru că îmi place numărul și Regent. Regent 7, tricou cu Barcelona, da? Original. Tricoul, ia uitați-l, e super tare. Super tare tricoul. Chiar recomand site-ul, e bestial. Ambele tricouri îmi plac foarte mult și am de gând să le port în următoarele videoclipuri, așa că da. Nu uitați site-ul Elmont Youth Soccer. Dacă vreți tricouri de fotbal, chiar sunt super. Deci da, să nu credeți că pe site există tricouri doar cu Barcelona și Juve. Există tricouri cu absolut orice echipă din lume, aproape. În afară de alea din Liga 1, bineînțeles, și alea din China, habar n-am. Sunt majoritatea ligilor tari, cam fiecare echipă. Deci da, intrați pe site. Ok, uitați din ce un filmez. Afară, de aceea mi-e puțin greu să fac scheme. Dar uitați, oricum face părul. Oricum, ați înțeles ideea.
și da. Video-ul acesta a fost puțin mai scurt pentru că da, nu prea am timp să fac în perioada asta, dau multe teste, vin și simulările din păcate. Oricum, sper că v-a plăcut. Nu uitați să dați și un like, să intrați pe site-ul și dacă vreți tricouri de pe acest site și ghetele chiar mi se par ok. Să spuneți și voi ce părere aveți despre aceste ghete.